hai să-l trezim tema. De mult timp am așa o frumusețe în casa mea și tot așteptam să am masa asta, care este special făcută pentru mine, pentru a crea pe ea. Și asta a fost cadou soțului meu pentru mine, într-o zi când făceam cumpărături la Lidl. Și zic, haideți să deschidem împreună, să vedem tot ce e acolo. Eu din clasa 1, deci de mică, de la 7 ani, eu sunt legată cu arta, pictez, desenez, sculptez, tot ce este legat de artă. La universitate am învățat la arhitectură, la fel mereu mă ocupam cu asta și tare de mult timp vreau să revin la iubirea vieții mele, arta, și ăsta este, nu-i primul pas, dar este o chestie importantă pentru mine care mă va ajuta să țin pasul cu iubirea mea, arta, da? Haideți să o deschidem și să vedem ce e, că spune că sunt tare multe chestii interesante înăuntru. Așa, haideți să deschidem și vedem ce este în interior. În interior se vede chestii foarte frumoase din lemn. Este în sine cutia asta, care poți să o iei și în călătorie cu tine. Ce de mare! Super! Super! Așa, și o planșă pentru pictat. Deci aici trebuie să fie două planșe, presupun cu una în interior. Da? Avem așa o planșă minunată. Facem un tablou. Păi și pe domnișoara asta cu flori o să pictăm. O planșă. Așa, haideți să deschidem. Așa, să le dau mai jos, să vedem ce este înăuntru mai bine. Deci se deschide. Îmi pare că asta e... Oare unii e sus și unii jos? Așa parcă e. Tararara! Așa un borcan pentru pictat, nu am nevoie neapărat de el, dar îl voi folosi eu. S-am borcanașul meu, nu să-l împart cu copiii mei. Diferite chestii pentru a asambla tripodul, că e un tripod. Avem o cutie cu 18 culori, o cutie cu 18 culori acrilice, 18 culori acrilice. Încă o planșă mică, parcă trebuie să ne apucăm de treabă, da? Trebuie să ne apucăm de treabă serios. Manualul utilizatorului. Aha, cum se strânge acest cutie. Cum se face. Tăi, serios. Asta e gunoi. Și niciodată, dar niciodată în viața mea, de când eu pictez, stați că nu te scoate. Te scoate unde te detaliile. Niciodată în viața mea nu am avut așa paletă. În viața mea n-am avut. Noi făceam pe bucăți de plastic, pe bucăți de hârtie rele. Niciodată n-am avut așa paletă. Iată, în sfârșit, la 36 de ani, o să am și o paletă. Întâlnă pe foi, pe carton, pe o bucată de ceva. Nice. Super, 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 super. Ce mai avem? Mai avem două creioane 2B. Două creioane 2B. Și 2, 4, 6, 8, 10 pentule. Da, spăci cu goașcu e de pictat. Par nice. Pensulele și creioanele. Și mai avem așa o spatulă. O spatulă din plastic cu care putem să pictăm. Trebuie să mă apuc să strâng, să fac cutia asta ca să fie tripod, așa cum era arătat pe cutie. Trebuie să instalez tot. Iată așa. Instalez toate.
și să mă apuc de pictat. Asta este unpacking-ul pentru astăzi. Eu vreau intensiv să mă apuc de pictură pentru că mi-e foarte dor de crearea, nu doar a conținutului, și să pictez, să creez ceva frumos. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi puneți inimioare și să-mi dați subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Pa!